ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Bărbatul suspectat de răpirea și uciderea cu o deosebită cruzime a tinerei de 19 ani de la Orhei va fi pus sub învinuire și pentru violență sexuală, au anunțat procurorii în urma expertizei medico-legale. Un tânăr de 28 de ani a fost rănit aseară după ce a fost împușcat în centrul Chișinăului de un prieten de pahar. Atacatorul a fost reținut. Un nou atac rusesc cu rachete balistice a fost lansat dimineață de vreme la Odessa. Cel puțin 3 persoane au fost ucise și alte 3 au fost rănite. Suspectul reținut în cazul tinerei de 19 ani de la Orhei, găsită moartă după ce a urcat într-o mașină de ocazie, va fi pus sub învinuire și pentru violență sexuală. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Procuraturii Generale în cadrul unor audieri publice ce au avut loc la Parlament. Procurorii susțin că decizia a fost luată în urma expertizei medico-legale. În baza rezultatelor expertizelor judiciare care au fost numite spre a fi efectuate, inclusiv cea medico-legală, va fi completată învinuirea și sub aspectul comiterii infracțiunii de violență sexuală. Va fi investigată fapta și sub aspectul stabilirii motivului de gen, respectiv imputarea unei alte agravante, și anume agravanta infracțiunea comisă din motive de prejudecată sau de gen. Gheorghe Cotorobai, singurul suspect în cazul omorului tinerei de 19 ani, este pus sub învinuire pe alte două capete de acuzare, răpire și omorul unei femei gravide, pentru care riscă 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Acesta urma să fie supus unei expertize psihiatrice, însă astăzi procurorii nu ne-au răspuns dacă acest lucru s-a întâmplat. În cadrul audierilor de la Parlament a fost prezent și șeful IGP, care a declarat că poliția putea să o găsească mai repede pe Ana Maria, dar și pe bărbatul care a răpit-o și omorât-o, dacă ar fi avut acces mai rapid la imaginile de pe camerele de supraveghere din orașul Orhei. Noi am obținut de pe anumite căni din Orhei, în regim de telecomunicare, nici nu știu cât este de corect, cu reprezentantul care gestionează camerele din Orhei, doar la telefon am obținut anumite secvențe video. Am propus și anterior, haideți ca toate sistemele video care sunt cu vizibilitate în spațiu public, noi nu vrem să facem interferință în viața privată a oamenilor, dar acolo unde vorbim de spații publice, poliția să aibă acces la toate aceste înregistrări. Șeful poliției a menționat și despre lipsa pârghiilor necesare în cazurile în care o persoană a dispărut. Pârghiile și competențele care le-am avut sunt foarte limitate. În primul și în primul rând, pentru a face o descifrare telefonică sau a ridica acoperirea telefonică a persoanelor care au fost în acea rază, nu ai nicio posibilitate la ziua de vineri, seara, sâmbătă și duminică, deoarece niciun operator de telefonie mobilă nu lucrează să-ți oferă descifrările acestea. Nimai vorbind la fapt că toate acestea se eliberează doar în baza încheierii instanței de judecată. La finalul audierilor s-a decis instituirea unui grup de lucru care va elabora un plan de acțiuni pentru soluționarea lacunelor din legislație. Acest grup interinstituțional, în care să fie și reprezentanții ai societății civile, să elaboreze acest plan de răspuns prompt la cazurile de violență față de femei și fete și în mod special să examineze răspunsul sistemic, de fapt, al statului la cazurile de violență excepțional de grave. Tânăra de 19 ani, însărcinată în a șasea lună, a dispărut pe data de 12 aprilie, după ce s-ar fi urcat în mașina suspectului. După 8 zile de căutări, corpul neînsuflețit al Anei Maria a fost găsit într-o pădure de lângă Chițcanii Vechi, Telenești, la o distanță de 21 de kilometri de casa bănuitului. Potrivit procurorului general, decesul tinerii ar fi survenit în urma unei traume craniocerebrale. Acum, suspectul se află în arest preventiv pentru 30 de zile și pledează nevinovat.
Un tânăr de 28 de ani a fost împușcat aseară în centrul capitalei în urma unei altercații. Acesta a fost spitalizat și se află în stare gravă, dar stabilă. Potrivit poliției, victima a consumat alcool împreună cu un alt bărbat. La un moment dat, între cei doi s-a iscat o ceartă, iar unul dintre ei a deschis focul. Agresorul, în vârstă de 44 de ani, ar fi deținut arma ilegal după ce ar fi cumpărat-o de pe un site de anunțuri. Poliția mai precizează că ambii bărbați se află în vizorul poliției. Agresorul a fost anterior condamnat pentru mai multe infracțiuni, fiind în detenție 9 ani. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost deschisă o anchetă. Casa cu două etaje, construită pe acoperișul unui bloc cu nivele din capitală, a fost ridicată între anii 2008-2009 cu acordul autorităților locale, susține Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, unde mai pui că și vecinii nu s-au opus. Pe omul de înte face așa ceva, el a umblat, cum se numește asta, pirosește, bigunoc. Da, a cerut scheleturi, învoirile la locatari, iată, și omul a făcut. Construcția a apărut în perioada în care nu erau legi care să interzică acest lucru. Legislația s-a modificat, iar experții spun că astfel de anexe pot reprezenta pericol dacă nu sunt proiectate conform normelor. Revenim cu detalii în jurnal. Serviciile secrete britanice ar fi avertizat autoritățile de la Chișinău despre faptul că Rusia pregătește atacuri hibride înainte de alegeri. Potrivit Bloomberg, aceste informații ar fi fost comunicate ministrului de externe, Mihai Popșoi, care se află într-o vizită la Londra. Acesta a menționat într-un mesaj pe pagina sa de Facebook că s-a întâlnit cu consilierul pentru securitate națională al premierului britanic și că a discutat despre situația internă din Republica Moldova și amenințările la adresa securității naționale. Republica Moldova va fi vizată de un val de atacuri hibride din Federația Rusă înainte de alegerile prezidențiale și referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană din această toamnă, se arată într-o analiză publicată de Bloomberg. Jurnaliștii de acolo fac referire la surse familiare cu evaluările serviciilor de informații britanice, precizând că Marea Britanie va împărtăși din informațiile pe care le deține cu autoritățile de la Chișinău pentru a le ajuta să contracareze posibilele amenințări din următoarele luni. Potrivit analizei, acest lucru ar fi trebuit să se întâmple deja în contextul vizitei ministrului de externe de la Chișinău la Londra. În mesajele sale despre întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut cu mai mulți oficiali britanici, șeful diplomației moldovenești spune că au fost atinse subiectele ce țin de securitatea națională și regională, dar nu oferă multe detalii. De exemplu, Mihai Popșoi susține că a discutat cu consilierul pentru securitate națională al premierului britanic despre situația internă din Republica Moldova. Republica Moldova depune eforturi de a consolida reziliența la amenințările hibride la adresa securității naționale în vederea menținerii păcii și stabilității în țară. La finalul întâlnirii am convenit să dezvoltăm în continuare parteneriatul strategic de cooperare bilaterală, scrie Mihai Popșoi într-un mesaj pe Facebook. Am solicitat un comentariu de la reprezentanții Ministerului de Externe referitor la articolul publicat de Bloomberg, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Despre amenințările hibride pregătite de Rusia în contextul alegerilor și referendumului din acest an, autoritățile de la Chișinău vorbesc de mai mult timp. Anterior, si s-a anunțat despre campaniile de destabilizare și dezinformare pregătite de ruși cu implicarea mai multor politicieni moldoveni, care vor avea loc în acest an, dar și la anul viitor, care la fel va fi unul electoral. În același timp, autoritățile afirmă că sunt pregătite să intervină și să contracareze încercările Federației Ruse de a destabiliza situația. Despre asta a vorbit liderul Partidului de Guvernare și președintele Parlamentului acum două zile la înprofunzime. Federația Rusă, așa cum am spus mai anterior, iată, a arătat că a pus miza pe grupările criminale organizate. O să aibă în continuare două instrumente pe care o să le folosească în Republica Moldova. Ăștia-s banii pentru a încerca să corupă alegătorii și propaganda și intoxicarea. Deci, și ăștia sunt partenerii lor, reprezentanții grupării criminale organizate,
care vor promova agenda Federației Ruse și vor încerca să, să perturbeze parcursul nostru european. Și? Dar eu sunt sigur că nu o să le reușească așa cum nu. Da, de ce sunteți sigur? Pentru că noi nu o să stăm cu mâinile în buzunar sau cu ochii în soare și să ne uităm la ei cum fac lucrurile astea. Noi o să fim mai bine pregătiți. Institutul pentru Studiul Războiului de asemenea a avertizat anterior că Rusia va folosi intens autonomia găgăuză și regiunea transnistreană pentru a organiza destabilizări în Republica Moldova în încercarea de a compromite parcursul european al țării noastre. Prima ședință de judecată în dosarul în care bașcanul autonomiei Găgăuze este acuzată că ar fi acceptat bani din partea unui grup criminal organizat a fost amânată. Asta deoarece avocații Evgheniei Guțu au cerut traducerea actelor în limba rusă. Dar și pentru că cea de-a doua bănuită, o secretară a partidului Șor, a spus că nu și-a găsit avocat, ședința s-a desfășurat pe fundalul unui protest organizat de susținătorii lui Guțul. Acuzată că a primit bani de la fugarul Ilan Șor, inclusiv pentru promovarea unor concurențe electorale, bașcanul autonomiei Găgăuze s-a prezentat la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, împreună cu avocatul său, dar și cu câteva zeci de susținători. Ședința însă a fost întreruptă deoarece avocatul Evgheniei Guțul a cerut ca rechizitoriul să fie tradus în limba rusă. De asemenea, secretara fostului partid Șor nu avea avocat. Procuratura nu vrucila госпоже Башкана обвинителей акт на русском языке, как предусматривает закон процедура. Антикорупционная прокуратура попросила срок примерно 25-30 дней, чтобы они смогли перевести, и 27 мая будет следующее заседание. Dosarul în care Evgenia Guțul și o secretară a partidului Șor scos în afara legii sunt cercetate pentru finanțarea ilegală a fostului partid Șor a ajuns pe masa judecătorilor acum câteva zile. Procurorii susțin că în perioada 2019-2022, în timp ce era secretară în cadrul fostului partid, Guțul s-ar fi implicat activ în aducerea banilor ilegal de la Moscova prin curse aeriene și terestre. Sumele erau folosite pentru promovarea partidului scos în afara legii și nu erau contabilizate. Pe un alt capăt de acuzare, Guțul este cercetată pentru că în toamna anului 2022, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate de Șor, a acceptat din partea grupului criminal aproape 43 de milioane de lei. Pentru aceleași acțiuni este cercetată și colega ei, la fel secretară pe atunci. Guțul a declarat că dosarul penal împotriva ei a fost fabricat și pledează nevinovată. Casa cu două etaje de pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală, care s-a viralizat în spațiul online în ultima perioadă, a fost construită cu toate actele în regulă. A fost ridicată acum 15 ani, când nu existau legi care să interzică asta, iar Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, responsabil de verificarea legalității și a disciplinei în construcții, spune că nu poate face nimic. Între timp, legislația s-a modificat, iar experții spun că astfel de anexe pot reprezenta pericol dacă nu sunt proiectate conform normelor. În ultimele zile, pe rețelele de socializare au apărut mai multe poze cu o casă cu două etaje construită pe acoperișul unui bloc de locuit cu 5 nivele din capitală. Vecinii spun că nu văd o problemă în contextul în care tot orașul este împânzit cu tot felul de anexe. Nu mă încurc absolut de fel. E tot frumos, tot normal, tot asta ia, da. Și un человек есть деньги, он хочет себе построить, почему бы нет? Дали ему разрешение, почему бы нет? Вы возьмите, посмотрите, у нас весь Кишинев такой. И чистен очек, curge acoperișul și cred că s-a făcut și o faptă bună. El a făcut acoperișul pe toată casa și concomitent și-a făcut celui. Că omul dintre face așa ceva, el a umblat, costumește asta, pirosește, bigunoc. Da, au cerut scheleturi, învoirile la locatari, iată, și omul a făcut. Am încercat să vorbim și cu proprietarul imobilului, însă acesta nu a fost de găsit.
Potrivit unui comunicat emis de pretura sectorului centru, casa de pe acoperiș a fost ridicată în 2016, iar în 2020 ar fi fost sesizat Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, instituție responsabilă de verificarea legislației și a disciplinei în construcții. De partea cealaltă, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică contrazice responsabilii de la pretură, precizând că, de fapt, casa a fost ridicată între anii 2008-2009 cu acordul autorităților locale. În acea perioadă, lucrările de construcție erau autorizate în baza unor procese verbale de recepție finală de către membrii comisiei formate din responsabilii din cadrul primăriei. Totodată, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică susține că nu poate interveni în vreun fel asupra construcției pentru că a expirat termenul de prescripție. Între timp, legislația a fost modificată, iar astfel de construcții nu pot fi autorizate fără o proiectare conform normelor și a unei expertize tehnice a clădirii. Intervenția în structura constructivă a oricărei clădiri nu este neapărat recomandabilă, pentru că ea a fost proiectată și construită într-un anumit fel și orice intervenție trebuie să fie foarte bine argumentată și foarte bine calculată. Da, sunt anumite posibile, anumite intervenții tehnice și practic, mansardări sau chestii de genul ăsta, dar ele trebuie să fie foarte bine proiectate și să țină cont de întregul constructiv a blocului. Acum, fiecare caz trebuie analizat în parte. Fenomenul caselor construite pe acoperișul blocurilor de locuit este întâlnit și în alte țări, cum ar fi România. E forfotă mare la brutării în această săptămână. Se lucrează la foc continuu la propriu pentru ca pasca și cozonacii să ajungă pe mesele fiecăruia. Ne-ați prins în cea mai solicitantă, dar și cea mai frumoasă perioadă pentru brutărie. Pentru a-i atrage pe clienți, brutăriile și-au diversificat asortimentul. Vedeți în jurnal cum se face un cozonac ca la carte când revenim cu mai multe imagini. E aglomerație la Vama Moldoromână, Costești, pe sensul de intrare în țară. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră. Pentru a fluidiza traficul au fost deschise toate benzile de circulație și suplinit numărul de angajați în prima linie. Călătorii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei din apropiere, cum ar fi Vama Lipcani, Rădăuți, Prut, sau să monitorizeze situația prin intermediul camerelor web de pe pagina instituției. Am încercat să aflăm dacă sunt aglomerate și alte puncte de trecere, însă responsabilii nu au răspuns la telefon. Mirosul de pască și cozonac a cuprins astăzi scoarul catedralei, unde a fost deschis tradiționalul târg de Paște. Producătorii mai mici și mai mari și-au expus produsele de panificație pe tarabele amenajate ca de sărbătoare. Vizitatorii nu s-au lăsat mult așteptat și și-au umplut pungile cu bunătăți. Târgul i-a ademenit și pe turiștii, care au rămas încântați de ce au văzut și gustat. Zile, în scoarul catedralei, oamenii sunt ademeniți de miros de pască și cozonaci. Cel mai solicitat produs este pasca tradițională cu brânză. Pe lângă produse de panificație, oamenii pot găsi aici lumânări și accesorii. Comercianții și-au expus de dimineață produsele de panificație și patiserie la tarabele amenajate. Cel mai important produs și cel mai vândut și cel mai reclamat o să fie pasca cu brânză, care tot știm că se sfințește. Cozonac, pască, roladă cu vișnă, roladă cu nucă, cu mac. Cel mai întrebat sunt pasca cu brânzică, care se sfințește. Azi lumea o atrasă cu mirosul. Larisa Popa, care coace pască și cozonac de aproape 50 de ani, spune că de fiecare dată acestea sunt deosebite, deoarece depune mult suflet. Mergem pe rețeta tradițională, pentru că moldovanul nu iubește, mai fost ca la Italia, mai iubesc așa, mai bătut, ca pânica noastră moldovnească, mai sățos. Brânzările au fost mai bune decât anul trecut. Iar Aliona i-a atras pe toți nu doar cu aroma de cozonaci, dar și cu stand-ul. Все сделано с душой, мало того, с красотой и с натуральных продуктов. У нас яйца в
вареные на красном вине, у нас есть на куркуме вареные, у нас есть на шелухе, то есть из натуральных продуктов. Vizitatorii au rămas mulțumiți de diversitatea produselor expuse la târg. Un sortiment mare e de unde de ales. Acum am procurat, doar să vedem cum e, mai aproape de Paști mai procurăm. Elena este din Bârlad, România. A ajuns întâmplător la târg și nu a plecat acasă cu mâinile goale. Suntem plăcut surprinși de această varietate de cozonaci pe care îi oferă acest târg. Suntem plăcut impresionați de noi la noi în Bârlad. N-am văzut niciodată așa ceva. Și chiar ne place. Târguri de Paște au fost amenajate în toate sectoarele capitalei și vor fi deschise până pe 4 mai. Cu câteva zile înainte de Paște și brutăriile mai mici sunt în febra pregătirilor și muncesc de cu zor pentru a reuși cu numărul mare de comenzi. Cofetarii spun că de sărbători susțin un adevărat examen de rezistență pregătind cozonaci și pască pentru toate preferințele, așa încât simbolul Paștelui să ajungă pe fiecare masă de sărbătoare. La brutăria din satul Bardar, raionul Ialoveni, e forfătă mare. Valentina, care e cofetar de 6 ani, are grijă ca aluatul să fie perfect pentru un cozonac ca la carte. Pregătim toate ingredientele, după care se malaxează până aluatul devine elastic. Frământat și dospit, aluatul ajunge pe mâna Elenei, care de 10 ani știe toate secretele unui cozonac pufos și delicios. Ne stăruim să punem bună dispoziție și ne stăruim să urmărim tot procesul de la cap la coadă, că se iasă bun și gustos. Ajunși în forme, cozonacii pleacă la cuptor. Pentru a atrage clienții, brutăriile vin și cu o diversitate de cozonaci. Astfel, pe lângă cozonacul clasic, dar și diferite tipuri de ruladă, solicitate mai sunt și pasca cu brânză dulce, dar și cea cu brânză sărată, dar și colombo, un cozonac în formă de porumbel. În română, colomba este hulubașul păcii, adică la fel este sub forma acelui hulubaș care se pune pe masa de sărbătoare a consumatorilor. Este un aluat italian, numai bine depus în cadou pentru sărbătorile de Paște. Sărbătorile pascale sunt o perioadă de foc, spun cofetarii. Ca să ajungă cozonaci pe masa fiecăruia, angajații vin la muncă cu noaptea în cap. Ne trezim mai de dimineață, lucrăm până mai târziu, ca să facem față la toate comenzile, să bucurăm toată lumea și să fie toți mulțumiți. Ne-ați prins în cea mai solicitantă, dar și cea mai frumoasă perioadă pentru o brutărie, perioada pentru care noi ne pregătim timp de un an aproape, în cazul în care gândim ce fel de sortimentație să pregătim, ce să facem nou. Între timp, după aproape 3 ore, prima tură de cozonaci e gata. Tradiția spune că de Paște, cozonacul și pasca sunt nelipsite de pe masa de sărbătoare. Acestea simbolizează trupul lui Iisus Hristos și aduc bunăstare și bucurie în familia mesenilor. Un stol de pelicane a fost surprins pe lacul din satul Dânceni, raionul Ialoveni. Imaginile impresionante au fost imortalizate de un fotograf de la noi. Din secvența video filmată cu drona se văd păsările albe și grațioase stând pe o insuliță de pe lac sau zburând spre luncă. Nu este pentru prima dată când pelicanii comuni sunt surprinși pe lacurile din țara noastră. Anterior, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii a anunțat că păsările exotice preferă bazinele acvatice de la noi, cum ar fi lacul Beleu sau râul Prut, pentru că le oferă un habitat natural perfect și hrană din belșug. Pelicanii comuni și cei creți sunt incluși în carta roșie a Republicii Moldova.
Au fost proteste violente aseară în capitala Georgiei. Forțele de ordine au intervenit în forță pentru a dispersa manifestanții care au ieșit în stradă pentru a 16-a zi la rând ca să protesteze față de legea privind agenții străini. Polițiști mascați au intervenit fără avertisment, folosind gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc, bătând și arestând zeci de persoane. Revenim cu mai multe imagini în jurnal. Rusia a atacat iarăși azi dimineață orașul Odessa de la granița cu Republica Moldova. Cel puțin 3 persoane au fost ucise și alte 3 au fost rănite. La rândul lor, ucrainenii au lovit cu drone o rafinerie din Ryazani care a luat foc. Explozii au fost raportate de asemenea de autoritățile ruse în Kursk și Voronej. Portul de la Marea Neagră a fost ținta rachetelor balistice rusești dimineața de vreme. Mai multe blocuri au fost grav avariate, imaginile arătând geamuri și uși sparte. Autoritățile au raportat 3 morți și tot atâția răniți. Lovitura vine la o zi după ce a fost efectuat un alt raid cu rachete soldat cu 5 morți și 32 de răniți. Între timp, noaptea trecută, guvernatorii regiunilor ruse Kursk și Voronej au raportat mai multe explozii, spunând că ucrainenii au lovit cu drone. Un incendiu puternic a izbucnit la rafineria de petrol Ryazani, după ce a fost lovită la fel de drone. Imaginile arată flăcările care mistuie unul din terminalele administrate de Rosneft. Oficialii de la Kiev spun că țintirea infrastructurii militare, energetice și de transport a Rusiei subminează efortul de război al Moscovei. Luni, Rusia a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au doborât 6 rachete Atacams produse de SUA deasupra peninsulei Crimeea. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a cerut livrarea mai multor arme în contextul în care munițiile americane în curând vor ajunge în Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a solicitat la rândul său ca Ucraina să primească mai rapid armamentul de la parteneri pentru a le permite trupelor sale să facă față rușilor care avansează în mai multe sectoare ale liniei frontului. O lumină misterioasă a fost văzută noaptea trecută pe cerul mai multor orașe ucrainene în contextul războiului. Mai întâi de toate s-a crezut că este o rachetă rusească, însă s-a dovedit a fi un meteorit. Imaginile filmate de mai mulți ucraineni arată cum cerul întunecat se luminează brusc de la o bilă albă, iar aceasta continuă să cadă până dispare. Cel mai probabil, meteoritul a ars înainte ca să ajungă la sol. Obiectul luminos a fost observat de locuitorii regiunilor Kiev, Harkov, Poltava, Dnipro și Zaporojie. Ciocniri violente au izbucnit miercuri în campusul Universității California din Los Angeles între protestatarii pro-palestinieni și un grup de contramanifestanți. Susținătorii Israelului au încercat să dărâme o tabără pro-palestiniană din campusul universitar, astfel că a fost nevoie de intervenția poliției. Revenim cu mai multe imagini în câteva clipe. A fost o seară cu violențe și în capitala Georgiei. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mii de persoane care protestau în fața Parlamentului față de legea agenților străini. Cel puțin 63 de oameni au fost arestați, iar în timpul altercațiilor, zeci de persoane au fost bătute și rănite. Așa au arătat aseară străzile din Tbilisi. Mii de protestatari cu pancarde și steaguri au ieșit în centrul orașului, scandând sloganuri antiguvernare. Manifestația a degenerat în ciocniri cu forțele de ordine după ce protestatarii au încercat să pătrundă în clădirea Parlamentului. Clipurile video arată o adevărată luptă dintre manifestanți și polițiști.
Jandarmii au folosit tunuri de apă, gaze lacrimogene și chiar gloanțe de cauciuc. Imaginile arată mai mulți oameni răniți, întinși pe străzi sau care fug de fumul toxic. Manifestanții au cerut demisia președintelui legislativului, a ministrului de interne și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Ei sunt nemulțumiți de un proiect de lege care ar impune presei și ONG-urilor să se înregistreze ca fiind sub influență străină dacă primesc mai mult de 20% din finanțarea lor de peste hotare. Criticii au numit-o legea rusă pentru că Moscova folosește o legislație similară pentru a reduce la tăcere disidenții. Partidul de guvernământ din Georgia intenționează să adopte proiectul de lege până la jumătatea acestei luni. E stare de asediu în Istanbul, unde un miting a degenerat într-un protest violent. Zeci de persoane care încercau să ajungă în piața Taksim pentru o manifestație de 1 mai au fost reținute. Clipurile video arată sute de scutieri cu tunuri de apă și oameni nemulțumiți. Primele altercații au izbucnit în timp ce manifestanții încercau să forțeze baricadele instalate de forțele de ordine în jurul principalei piețe a orașului și locul tradițional de protest din inima metropolei turcești. Însă, în ultimii ani, în acea zonă au fost interzise demonstrațiile. Președintele turc Recep Erdogan a repetat și ieri că nu e permis niciun fel de protest acolo. Ciocniri violente au izbucnit la manifestațiile organizate în favoarea Palestinei în campusul Universității California din Los Angeles. S-au înregistrat bătăi cu bâta și tiruri de focuri de artificii între susținătorii cauzei palestiniene și contra manifestanții pro-israelieni. Poliția a intervenit militar și a evacuat manifestanții. Studenți pro-palestinieni au ridicat o tabără în centrul campusului Universității California din Los Angeles pe o peluză înconjurată de baricade. Zeci de contraprotestatari, mulți dintre ei purtând măști albe și steaguri pe umeri, au încercat să demonteze tabăra creată acolo. Manifestanții au aruncat cu artificii în tabără și au folosit ceea ce ar fi putut fi spray-uri cu piper. Oh, shit! Demonstranții de partea pro-palestiniană au folosit umbrele pentru a se proteja. Ciocnirile au început în timp ce contramanifestanții încercau să îndepărteze paliții de lemn, placajul și gardurile metalice care blocau tabăra. More water bottles. Poliția din Los Angeles a intervenit pentru a calma spiritele și a efectuat zeci de arestări. În numeroase universități din Statele Unite au loc manifestații pe fondul contestării războiului Israelului în fâșia Gaza. Imagini de groază vin din China, unde o autostradă s-a prăbușit, iar cel puțin 19 oameni au murit. Este vorba de șoferi care au căzut cu mașinile în prăpastia formată. Imagini publicate pe rețelele de socializare și preluate de publicații locale surprind dezastrul din gaura formată. După surparea autostrăzii, iese fum și flăcări. În total, 28 de vehicule au fost prinse în surpare. Mai multe persoane au ajuns la spital în urma incidentului. Cauza surpării nu a fost stabilită imediat. Provincia Guangdong este afectată de o serie de fenomene climatice violente în ultimele săptămâni. Au avut loc inundații puternice și o tornadă, ambele evenimente fiind soldate cu morți. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua, te ascultă. Bună ziua, Daniela, bună ziua tuturor. Ei, ce credeți de ziua muncii? Muncim? Suntem la muncă? Așa cum ești și tu, draga mea, și vreau să te întreb... Te rog. Care, după părerea ta, este cea mai grea muncă? Oh, dar
toate au toate muncile au greutățile lor. Dar totuși, ceva ce n-ai putea să faci? Ceva ce n-aș putea să fac? Dar nu știu, ar trebui să mă gândesc. Nu știu ce n-aș putea să fac. Hai că te gândești ce-ți spun eu, de exemplu, dar gândește-te, nu-i neapărat să mă asculti. Eu n-aș putea să fiu medic, de exemplu, pentru că nu pot să văd sânge, n-aș putea să văd, Doamne ferește, cadavre și așa mai departe. Să fiu lângă el. Cam asta. Dar tu? Să știi că eu mi-am dorit să fiu medic de mic, ți-am mai spus asta, dar acum, la fel, cred că n-aș putea să rezist emoțional. Îmi este greu, sunt emotivă, nu știu, de la o vârstă încoace. Da, bine, că mai sunt meserii din astea în care nu cred că ne-am descurcat, cum ar fi să cărăm niște saci de ciment, ceva, dar, sau să asfaltăm niște drumuri. Bine, și în astea cred că găsim soluții, găsim, știi, mai ales că acum sunt tot felul de utilaje, da. Ne folosim și ne descurcăm. Așa dar, este. Iată, muncile astea care implică mult efort emoțional, cred că sunt cele mai grele. Dificile. Da. Așa este. Sunt de acord cu tine pe această cale să le mulțumim încă o dată doctorilor că există și că își fac treaba. Bine. Mare mulțumesc. Așa. Iar noi astăzi de Ziua Muncii, să știți că le-am pus pe reporterițele noastre la treabă și le-am trimis la prășit, la îngrijit găini, la toate alea, toată munca pe care o face lumea care are casă la sol sau o gospodărie la țară. Pe Iulia Deliu am trimis-o tocmai la Negureni, în grădina lui Emilian Crețu, așa că veți vedea astăzi la o seară perfectă cum s-au descurcat și tot astăzi vom vedea ce surprize au pregătit Irina Negară și Adrian Ursu pentru sezonul nunților care iată începe după Paști. Vă aștept pe toți la o seară perfectă! Anișoara, îți mulțumesc! Noi continuăm jurnalul. Un transplant de rinichi de porc a fost efectuat pentru a doua oară la o persoană în Statele Unite. Aceeași persoană a primit o pompă cardiacă, o procedură combinată fără precedent care reprezintă o nouă etapă într-un domeniu care avansează cu mare viteză. Acum câteva săptămâni, Lisa Pisano era aproape de moarte, având nevoie disperată de un transplant de rinichi. Pacienta, în vârstă de 54 de ani, suferea de insuficiență cardiacă și renală și nu a putut primi o pompă cardiacă, deoarece mortalitatea este foarte mare în cazul persoanelor care fac dializă, astfel că medicii au efectuat o procedură combinată. Au implantat o pompă mecanică pentru a-i menține inima să bată și câteva zile mai târziu au transplantat un rinichi de la un porc modificat genetic. I said yes because I didn't have any other options. I really didn't. I was at the end of my rope. So I just took a chance, and you know, worst case scenario, if it didn't work for me, it might have worked for someone else. And it could have helped the next person or the next person. Operația de implantare a pompei cardiace a avut loc la 4 aprilie, iar transplantul de rinichi la 12 aprilie. Aproape două săptămâni mai târziu, medicii au fost încântați să anunțe că nu a existat niciun semn de respingere până în prezent. When we were able to, you know, offer another option other than just palliative care, she was excited. She knew that this was experimental, that we couldn't in any way guarantee that it was going to be successful, but she wanted to try it. Este al doilea astfel de transplant și prima procedură combinată de acest fel. Xenografele reprezintă o provocare, deoarece sistemul imunitar al primitorului tinde să atace organul străin, astfel că pentru prima dată a fost transplantat și timusul porcului, un organ care joacă un rol important în sistemul imunitar. So this gave me opportunity at a second chance. Spitalul General Massachusetts din Boston a anunțat în martie că a efectuat primul transplant de rinichi de porc modificat genetic pe un pacient viu. Transplanturile anterioare au fost efectuate pe pacienți aflați în moarte cerebrală. Pacienții în viață au primit de asemenea un transplant de inimă de la un porc modificat genetic, dar au murit ulterior. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Loghin. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!